Șeful de neaploiești, ne primește lovitură după lovitură. Acesta este a prelungit măsura preventivă a controlului judiciar și mergem la secția pentru investigarea magistraților, unde sunt declarații. Așteptăm ca din moment în moment acesta să facă declarația. Domnule Onea, pentru ce ați fost deci, citat până la urmă la secția -a pentru investigarea magistraților? V-am explicat de atâtea ori. Care ori sunt? Am interdicție de acum. Care sunt motivele -a... pentru care ați dorit să vă întoarceți la unitatea care a nenorocit atâția, atâția oameni, domnule Onea. Ce spuneți celor care au stat, iată, la pușcărie după dosarele pe care le-ați instrumentat dumneavoastră? Mulțumim mă, tare frumos! Lucian Onea așadar chemat la secția specială de investigare a magistraților, unde a cerut să-i fie ridicat controlul judiciar. Îi se prelungește această măsură, spune Lucian Onea, că nu face declarații, deoarece ar avea interdicție să vorbească cu jurnaliștii. Și mergem la Roxana Ciucă pentru a afla mai multe despre dosarele care sunt deschise pe numele lui Onea la această oră. Roxana, bună dimineața! Bună dimineața știți, ție, Nadina. din nou bun găsit, doamnelor, domnilor, l-ați văzut pe cel de la unitatea Haules, unitatea de elită, Direcția Națională Anticorupție din Ploiești. Lucia uh, Lucian nu a dorit să facă niciun fel de declarații, nici nu ne așteptam să fie altfel, că na, ce să spui până la urmă în apărarea, sa, uh, în apărarea ta, în condițiile în care ai făcut atâtea atrocități și în condițiile în care -a ai distrus atâtea vieți, atâtea destine. Și încă o dată spun, nu zicem noi asta, ci o spun, spre exemplu, procurorii de aici de la secția pentru investigarea magistraților, cei care de altfel, iată, au decis din nou astăzi să-i prelungească. Uh, măsura, uh, au decis să se prelungească uh, din nou pentru 30 de zile măsura controlului judiciar. Ei bine, numai uh, din groapă în groapă stă Lucian De deci ce spun asta? Pentru că, iată, uh, luni, zilele acestea, spre exemplu, magistrații de la Curtea de Apel uh, din București au decis să nu-i aprobe acestea solicitarea de uh, a se întoarce la Unitatea de Elită, la Direcția Națională uh, Anticorupție, pentru că el depusese acolo o solicitare de întoarcere. I-au respins-o magistrații de la Curtea de Apel din, uh, din București. În ce dosar a venit și câte dosare? dosare are? Păi, sunt foarte multe dosare, sunt foarte multe plângeri, Nadina, ce au fost făcute pe numele, atât pe numele său, cât și pe numele lui Mircea Negulescu, fie de Vlad Cosma, fie de diverse afaceri, și foarte multe persoane care au venit și au spus foarte clar, am fost forțați de către unitatea de elită și cu Negulescu să dăm declarații false. Una pe alta vreau să închei transmisia prin a vă spune că trebuie să iasă din moment în moment și Elena. Ar cu procurarea Elena Rădescu, cea care în 2017, vă aduceți aminte dumneavoastră, a efectuat, a fost șefa corpului de control, șefa controlului de la Direcția Națională Anticorupție. Rămânem la secție și de îndată ce voi avea alte informații, voi reveni direct. Nadina? Mulțumesc foarte mult, Roxana!